De ce blockchain-ul s-a aplicat prima dată în marea finanță globală, de au apărut criptovalutele, e simplu. Pentru că în blockchain, identitatea emițătorului de informație și a receptorului de informație se pierde, este protejat. Pe internet, oricând trimiți un e-mail, un contract, o plată bancară sau orice altceva, identitatea ta rămâne memorată, se știe, lași o urmă în internet. În blockchain, nu. Și așa se face că finanțele aplică deja această nouă tehnologie. Dar blockchain-ul se aplică deja în toate sistemele publice care cer protecția datelor. Sistemele publice private de protecție a persoanelor, de evidența persoanelor. În sistemele publice și private de asigurări de sănătate sau de pensii. Și nu numai. Inclusiv în tranzacțiile internaționale. Luna martie 2018 este martorul primei tranzacții internaționale prin blockchain. Dinspre Statele Unite ale Americii spre China se exportă cereale. Rezultatul este că costurile logistice, perioada necesară acestei operațiuni de export, se diminuează la jumătate. Inclusiv procedurile birocratice aferente date de hârtii, de documente. În Europa sunt țări care discută acum de emiterea criptovalutelor la nivel de guvern. Estonia este un astfel de caz, ei își propun anul acesta să scoată Eastcoin. Și Malta este prima țară din lume care luna trecută a ieșit public cu prima lege care reglementează regulile de operare din blockchain. Resursele viitorului, aici e simplu. Toată lumea a auzit de resursele de energie neregenerabile, petrol, gaz. Ba, ați auzit și de alea regenerabile, apă, aer, vânt. Dar câți dintre voi știați că energia asta se poate produce din alge marine sau din microbi? Mersi? Mersi? Cam 4-5. Excelent! Viitorul este mai interesant și mai spectaculos decât ne putem noi.